Investiție pentru comunitate. Consiliul Județean Hunedoara reface drumul care traversează satul Păuliș. Asfaltul a fost distrus după ce primăria Șoimuș a efectuat lucrările de apă și canalizare. Acum autoritățile județene au decis să ofere șoferilor un drum decent pe tronsonul Păuliș-Chișcădaga și să repare calea rutieră. Administratorul public al județului, Costel Avram, împreună cu angajați din departamentul tehnic al Consiliului Județean și constructorul, au făcut o vizită pe porțiunea Păuliș-Chișcădaga, Lunca, Fizeș, Crăciunești, Băița. Aici au loc lucrări ample de refacere a șoselei după ce primăria Șoimuș a introdus canalizarea. Care este situația cu acest drum? Mai întâi... Drumul 706A este un drum foarte circulat, mai ales avându-se în vedere faptul că este și fabrica de ciment. La cererea primăriei Comunei Șoimuș, el a fost dat în administrare pentru că ei aveau de implementat un proiect prin PNDL. Lucrurile s-au complicat, ei încă au implementat această lucrare prin PNDL, dar nu au adus drumul la aceeași stare care a fost dată. În condițiile acestea, unii vorbesc că este dublă finanțare. Nu este nicio dublă finanțare, fiindcă noi am ajutat prin acest lucru primăria Șoimuș să nu facă cheltuieli pentru asfaltare și facem noi, care suntem și proprietarul drumului. De aceea, președintele Laurențiu Nistor a prins în anul 2023 lucrări de întreținere cu covorul bituminos pe acest drum până la Băița. Pe raza orașului Comunei Șoimuș, în jur de 3 km, dar se mai duce încă aproximativ 2,5 km, nu peste tot, în Comuna Băița. Cert este că drumul acesta, în maxim 3 săptămâni, trebuie să fie gata, rezolvat atât la podeță, cât și lucrări de întreținere, atât la poduri și lucrări de întreținere până în Comuna Băița. Pe drumul județean 706A vor fi realizate lucrări complexe. Se va turna covor asfaltic, se vor face marcaje rutiere noi, parapeți, acostamente și se vor monta semne de circulație. Lucrările se execută în baza contractului de reparații drumuri și constau în următoarele. S-au realizat burdușiri pentru tratarea de nivelelor care au existat pe acest tronson de drum, s-a așternut un covor asfaltic, după cum se poate vede, urmează să fie curățate acostamentele, să se realizeze marcajele rutiere, schimbăm semnele de circulație deteriorate și de asemenea se vor monta parapeți în zonele unde necesită. Având în vedere că chiar ne dăm seama ce trafic intens este, sunt lucrări de complexitate destul de mare. Da, sunt lucrări de complexitate destul de mare care au necesitat, așa cum a spus, intervenții mai ample, inclusiv în burdușiri, pentru că la traficul care există pe acest drum județean nu ar fi rezistat un simplu covor asfaltic. Lucrările sunt finanțate de Consiliul Județean Hunedoara. Localnicii spun că sunt mulțumiți acum că s-a început turnarea de covor asfaltic nou. Consiliul Județean aduce la o stare mai bună drumul după ce au fost făcute lucrările. Da, se remediază, adică se aduce la starea de funcționare. Da. Sunteți mulțumiți pentru asta. Ce părere aveți că se repare drumul? Păi bun, să repare, că aia sunt acum studenți și mulți învățați. Nu mai umblăm în grop și în cină. Nu. Numai să repare. De cât timp e drumul rău? De când e drumul rău? Păi de când a sătitea mașinii și ea. Nu, l-au asfaltat odată pe ăsta pavajul ăla, dar pe atâta mașină cu greutate, tonaj. N-au cum să nu se strice. Și bine că-l fac. Administratorul public al județului, Costel Avram, spune că dacă totul decurge fără probleme, lucrările de reparații vor fi finalizate în 3 săptămâni.